Am plecat astăzi în Egipt și m-a rugat de toată inima să-i ofer lui Zoli acest CD, pentru că nici Zoli nu l-a văzut. Deci, în premieră mondială, din un Maxer CD-ul pentru Zoli. Deci, îl cunoaștem cu toții, pe tocmai de aceea am făcut această legătură. Toate vedetele îl cunosc foarte bine și mă bucur că dintre ele multe sunt prezente aici. Ioana Sârbu, doamna Bordeanu, Gheorghe Turda, Viorel Lis, care e o vedetă, nu? Cu soția sa, Oana Giun, Carmen Preșa, am scăpat pe cineva? Mai sunt. Să trăiesc, domnul general? Nu se poate, trebuie să respectăm și gradele aici. Deci, doar o parte din vedetele pe care el le-a imortalizat. Multe s-au scuzat, pentru că sunt în filmări, sunt în turnee, dar ele este iubit și au transmis energie pozitivă de departe de unde se aflau. Dar iată, puțin știu că el a studiat și la Liceul de Arte, a făcut și Facultatea de Bele Arte câțiva ani, deci nu este doar o pasiune, un hobby, el este un pictor. Despre toate astea însă nu vă voi vorbi eu, ci un autentic și reputat critic de artă, redactor șef la Radio România Cultural, de asemenea bine cunoscut cronicar la cotidianul Ziua, este vorba de domnul Marius Tița. Vă rog! Vă felicit și vă felicit că sunteți prezenți în această seară, la această întâlnire, în momentul în care participăm la o întreprindere inedită și extrem de, hai zice, periculoasă și riscantă din partea lui Zoli. De ce? Pentru că el vine și ne prezintă un aspect al activității sale, al muncii sale de artist, la care poate nu ne aștepta. Nu este prima dată când un artist plastic, vizual, trece dintr-o parte în alta sau abordează și activități dintr-o altă sferă, nu atât de obișnuite pentru domeniul în care s-a impus și s-a făcut celebr. Nu este pentru prima dată, nu va fi nici ultima dată, este absolut normal. Acest lucru inedit și riscant din partea lui Zoli este că prin această manieră în care el se prezintă în această seară, el vine și se prezintă într-o formă fără scopul de apărare, să spun în mod sever. El își deschide practic sufletul în fața noastră, își deschide mintea, își deschide viața, acel abis interior, atât de frumos spus, abis interior, care de asta este și cu expoziție, în fața publicului. Este riscant pentru că până acum, știți foarte bine, nu aveam ce să-i reproșăm. El era fotoreporterul de artă, fotograful de artă, fotograful care imortaliza prin specificul talentului său și tehnicile acestei arte, ceea ce vedea. Și multe dintre dumneavoastră au făcut obiectul acestei arte a lui Zoli. De această dată, el nu mai are ce să reproșeze altora. De ce? Pentru că mingea este în totalitate în terenul său. Lucrările pe care le expune îi aparțin în totalitate, de la conceperea mentală până la rezultatul final, acel, hai să spun așa, fizic, expus pe pereți în această seară și de aici încolo. Este o declarație de independență, e o declarație de intenția lui Zoli, care, așa cum s-a spus până acum, nu este un nou nici în domeniu. El nu este un pictor de duminică, nu este un lucru rău acesta. Nu este un om care s-a trezit, a găsit un panel și a hotărât să aranjeze fotografiile pe care le-i făceau, ci este un pictor autentic, un artist peintre, cum zic francezii, similar ideii de artist fotograf, cel care face din aceste meserii pe vremuri o adevărată armă. Este normal, suntem în 2007. Riscant din partea lui Zoli, vreau să înțelegeți ideea de riscant în sensul cel mai bun, în sensul cel mai deschis și cel mai onest din partea artistului, omului Zoltan Lorenz. El se prezintă în această seară cu idei care l-au stăpânit poate în vremuri care noi nu cunoșteam, în vremuri care nu făcuse această opțiune pentru arta fotografică. Vreau să subliniez că lucrările expuse aici, unele dintre ele sunt 1993. Suntem în 2007, facem un mic calcul. Zoltan este tânăr, în 1993 era și mai tânăr. Și am putea vedea cam ce gânduri chinuiau, ce viziuni, aș spune de-a dreptul viziuni, îl munceau în sensul de îl interesau și îl reprezentau profund în acel moment. Moment de la care noi putem să punem alături și o serie de creații fotografice dintre cele mai minunate. Vreau să accentuez că în lucrările pe care el mi le prezintă din 1993 până în prezent, în prezent în anul 2007 și avem cel puțin 3 uleiuri, lucrări în ulei,
tradiția cea mai bună și cea mai sănătoasă și cea mai veche a picturii, a unui artist, manifestării unui artist pictor, pe care el ni le prezintă în seara aceasta împreună, având de-a face deci cu o adevărată retrospectivă. Zoltán Lorenz este un fotograf cunoscut, un fotograf de artă renumit, care a simțit nevoia să pună mâna pe penel și să se exprimă într-o altă modalitate. Este ușor să spui acest lucru în cuvinte, dar pentru un artist, pentru tânăr, care trăiește vremea noastră de tranziție, supus vicisitudinilor, în ghilimele, desigur, unei tranziții de lux frumoase, este înconjurat de oameni frumoși, de haine frumoase, de peisaje frumoase, el simte nevoia să se exprime de o anumită modalitate mult mai profundă decât s-ar putea înțelege la un moment dat, aproape aș putea spune chinuitoare, nu chinuitoare, apăsătoare mai exact. Sunt gânduri, sunt idei, aș putea spune la un moment dat este o adevărată filozofie. Din fericire avem titlul la toate aceste lucrări, în care Zoltán nu se desparte de ceea ce îl reprezintă, îl caracterizează și îl va caracteriza cu siguranță de aici încolo arta fotografică. Aceste lucrări sunt realizate pe hârtie fotografică. Dacă îmi permiteți o licență din anii 30, este lipit de fotografie ca marca de scrisoare. Nu s-a putut desprinde de hârtia fotografică și dacă a fost să picteze, el a pictat pe hârtia fotografică. În 2007 însă avem ridicați uleiul, ceea ce înseamnă clar opțiune pentru pictură. Zoltán Lorenz nu face o trecere, nu este un șoc, nu este o surpriză acest lucru, el nu trece de la o altă abandonul, o altă artă, deși aceste lucruri se cunosc foarte mult, foarte des sau întâmplat în istoriartei, ci abordează o exprimare, un mod de exprimare absolut normal, o evoluție. Poate interesant, poate inedit de faptul că un fotograf trece la pictură de vreme ce majoritatea pictorilor abordează renunța la acest film al uleiurilor sau la clinicului și preferă aparatul de fotografie. Acest lucru este inedit, aș putea spune, este binevenit și sunt convins că o anumită amprentă acestei detașări de subiect, detașări de imagine, acestei decupări, dacă vreți, a imaginii în bucățelele de dimensiunea unei tușe de penel, va fi benefică inclusiv pentru arta fotografică a lui Zoltán Lorenz. Este o binare sănătoasă, este o simbioză, sunt convins că va evolua într-un mod încântător pe ambele domenii, care, repet, nu sunt separate. El este artist fotograf, este artist pictor, dacă dăm un numitor comun, rămâne cuvântul artist. El este un artist vizual și de aici încolo orice este posibil, orice manifestare, orice abordare tehnică este la îndemână și sunt convins. Dacă vreți, în încheierea părții formale acestui vernisaj informal, aș încheia prin aborda un rol de Mafalda, să fac previziuri, se poartă mai mult în lumea politică, dar e bine și în lumea artistică. Îl văd pe Zoltán abordând temenic arta picturii în ulei, cu atât mai mult cu cât scolastica atelierului nu este străină, el a lucrat în atelier, a lucrat în ateliere, nu ajunge acolo ca într-un templu din care vrea să iasă, ci este focul lui, nu? Va aborda uleiul, ne va prezenta data viitoare, cred că, o expoziție de fotografie, dar în același timp va perfecționa uleiul și, nu suntem de-a bine în 2007, în evoluție, orice gamă de exprimare artistică, vizuală, este posibilă pentru Zoltán Lorenz, pentru că, repet, el este un artist complex, sau tinde spre complexitate, spre perfecțiune, și are idei multe, vede nou și simte monstruos, cum spunea un clasic, și simte are această disponibilitate de a se exprima în toate facturile, toate gamele artei vizuale, așa că la un moment dat s-ar putea să ne invite la o expoziție de sculptură. Mult succes pictorului Zoltán Lorenz și să-i fim alături și să fim conștienți în această seară a participat, poate la un moment din istoria artei de la Neara. Priveam cu tot mai mult respect pe Zoltán. Îmi plăceau picturile lui, dar am început să-mi dau seama cât de valoros este, cât de important este ca un om de specialitate să pună în valoare arta lui. Am mai scăpat din vedere câteva bipuri, Cătălina Mihăiescu, binecunoscut om de televiziune,
domnul Laurent Tourette, hair stylist de talie europeană, și firește pitonul K. Că văd că toată lumea filmează pitonul K al lui Carmen Pleșa, poate în curând Zoltan o să îl imortalizeze într-unul din tablourile sale. Eu o să vorbesc mai puțin, pentru că sunt un om de imagine și cred că prin imagine spun totul. Și sper să ne vedeți și data viitoare, la un eveniment mult mai mare, unde să ciocnim aceeași cupă de șampanie și să zâmbim și să nu mai ne gândim la problemele care ne așteaptă acasă. Mai avem... Bravo! El nu vorbește mult, mai avem un vorbitor specialist. Vă spun foarte serios ce vă spun. Zoltan are un foarte bun prieten, tot maghiar, care se numește Kosoi. Nu știe nimeni de acest lucru. Și întotdeauna când ne vedem în trei, Kosoi îi spune lui Zoltan, măi Zoli, așa mult place la mine Gheorghe Turda, mai ales atunci când cântă, ca așa e românul, când se vede, se vede. Aplauză pentru Zoli. Așa e românul. Dacă tot l-am provocat, trebuie să-i cânt pe limba lui o strofă. O zonsei, o zonsei, o kine ko se mekei, o kine ko se mekei. Ramo se mu, ramo se me shukeke, o bobano, o bobano shukeke. O zonsei, o zonsei, o kine ko se mekei, o kine ko se mekei. Sunteți invitați la un cocktail sus și vă așteaptă un tablou care trebuie să-l terminăm împreună. O să mă însoțiți fiecare parte, o să vină la fiecare parte și... Deci vine și vă ia pe rând și mergem la tabloul cu clownul și o să vă explice Zoltan ce e de făcut. Acum toată lumea la etaj, să se la cocktail. Tablourile sunt la prețuri promoționale, niciunul nu depășește 10.000 de euro. Deci, accesibile tuturor. Trebuia să fie 9999 ca să fie bun. Poftiți! Poftiți! Sintetizezi. Trebuie amestecat. Bine, lasă, atunci ai albastru. Cred că facem buc. Facem buc. Hai, domn Victor, hai, domnul. Mai cu talent, domn Victor. Chiar așa. Ia, Zoli. Așa, mă știu. Ia, hai să-ți mai tot.
să fac? Ce să fac? Îmi faci un pumn. Hai că m-am chinuit. Perfect. Și acum o fotografie cu lucrarea. Când sunteți cu autor? Timp ce o să... Atenție. Zoli. Atenție la mine. Aaaa, știu că m-am făcut.